Câți din supușii mei cei mai săraci nu dorm acum o somn, o dulce somn, balsam al firii, rău te-am speriat de numai vrei pleapa să-mi închizi și să-mi neci simțirea uitare. De ce îndrăgești bordeiul plin de fum și-ți faci culcuși din asprul pat de paie, Lăsând în miresmatele alcovuri cu uraniscul lor, cu sut cu fir și cântecele lor îmbietoare. O zeu, nătâng, De ce te culci cu proștii? Iar regele, în noaptea liniștită, pe un pat bogat, nu-și poate afla odihnă. Te culcă, dar, prostime fericită, în cap încoronat nu știe tihna. până e vor dimineață. E dimineață? Oric, sare, lorzii mei. E unul și mai bine. Miloz, atunci bună dimineața. Scrisorile trimise le-ați citit? Da, doamne, le-am citit. Văzut ați singur, dar cât de beteag e trupul țării noastre și ce boală s-a cuibărit lângă inima ei. Eu s-o cotesc că e doar ușor atinsă și poate fi din nou îndrăvenit cu sfaturi bune și cu doctorii. Northumberland o să se liniștească. O, Doamne, de-am citit în cartea sorții ca să vedem a vremurilor restriște cu macină gorgonii, iar uscatul sătul de trăinicie se aruncă în mare cum întâmplare își bate joc și umple cu fel de fel de băuturi ciudate paharul nestatorniciei. Doamne, un tânăr dintre cei mai fericiți, dacă ar vedea prin câte a trecut și ce l-așteaptă, ar închide cartea și s-ar culca nerăbdător să moară. Acum vreo zece primăveri, Nathan și Richard, bun prieten la toartă chifuiau. Peste doi ani se războiau. Acum opt ani de zile, mai dragă mi-a perse dintre toți, grijind de ale mele ca un frate, slujindu-mi cu credință trup și suflet și odată înfruntându-l chiar pe Richard de dragul meu. De față cine a fost? Tu, vere, uimic, Ui, dacă nu greșesc, când Richard, după ce Nathan Barland l-a ocărât cumplit, cu ochii lacrim rosti aceste vorbe de proroc. Nathamberland, ești scara de nădejde pe care urcă Bolingbroke spre tron, deși mi-e martor cerul, mă doream, și numai starea jalnică a țării m-a îndemnat să mă înfrățesc cu sceptrul. Veniva timpul, am mai spus atunci, când buba se va coace și păcatul va puroia. Așa a prevestit desfacerea prieteniei noastre și toate câte ne se întâmplă azi. În viața fiecărui om sunt lucruri care amintesc de vremuri ce-au apus. Citindu-le, el poate desluși făgașul întâmplării viitoare, ascuns în tainică sămânța ei și în fira av început de încolțire. Acestea smugurii și rodul vremii și în tâlcul lor, ce n-a greșit nici când, era ușor ca Richard să priceapă că Lord Northumberland e un trădător. Sunt scrise, dar acestea. Să le primim atunci așa cum sunt. Ne cheamă și cele sorocite. Spun că York și Northumberland au vreo 50 de mii de oameni. Nu se poate. Precum ecoul zvonul îmulțește puterele vrăjmașului. Stăpâne, te culc acum! Eu sunt încredințat că oștile pe care i le-ai trimis vor cuceri ușor această pradă. O veste bună, doamne! Am temei să cred că Glendoar s-a stins din viață. ia veste că căpătâi. Te simți bolnav de două săptămâni și de nesomnul nu poate să spriască. Să te ascult de s-ar sfârși cu tot ce ne frământă ca să plecăm odată în țara sfântă.